O casă din satul Stamate al comunei Fântânele a luat foc vineri dimineață. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, pompierii militari au găsit în interiorul locuinței trupul carbonizat al proprietarei. Femeia avea 81 de ani. Au ars casa de locuit pe o suprafață de 50 de metri pătrați, obiecte de mobilier și alte obiecte de uz casnic. Flăcările au izbucnit, cel mai probabil din cauza jarului căzut din soba cu acumulare de căldură. Numărul bătrânilor decedați în incendii iarna aceasta asta a ajuns la 3. Un bătrân de 89 de ani din Mitocul Dragomirnei și-a pierdut viața la începutul acestei săptămâni după ce i-a luat foc casa. Trupul neînsuflețit a fost găsit de pompieri în pridvorul casei. Un alt bătrân de 88 de ani din Vicovu de Sus a murit în noiembrie 2018. Cauza probabilă a incendiului a fost și atunci jarul căzut din soba cu acumulare de căldură. Focul a mai făcut victime iarna aceasta în rândul adulților. Pe 16 decembrie 2018 și-a pierdut viața un bărbat de 51 de ani din Câmpul Lung Moldovenesc. Cauza probabilă, alimentarea defectuoasă cu combustibil a sistemului de încălzire. Pe 6 ianuarie 2019 a luat foc locuința unui bărbat din localitatea Dolhești Mici. Victima avea 59 de ani. Cauza probabilă, jarul căzut din soba cu acumulare de căldură. În plus, tot iarna aceasta a murit o femeie de 82 de ani după ce a văzut că i-a luat foc gaterul. Bătrâna a făcut atac de panică și apoi a intrat în stop cardiorespirator. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, victima a fost declarată decedată.